astăzi de 13 consilieri, 10 suntem prezenți, 3 sunt absenți, ședința legal constituită. După cum ați primit convocatorul, fiecare avem 24 de puncte. Punctul 16 de pe ordinea de zi se retrage, deoarece părintele de la Parohia Romană Catolică nu a prezentat niște facturi în vederea acordării banilor. Domnul președinte, înainte de ce președinții, da, v-aș ruga câteva cuvinte, că avem o nouă campioană europeană. Da, la chiar vă rog. Da. Deci, în numele Consiliului Local, îi urăm la mult mai multe medalii europene, mondiale și așteptăm chiar și campioană olimpică. Multă sănătate și putere de muncă. Domnișoara Iuliana Popa. Mulțumim, domnul consilier. Bravo lor. Aveam în vedere problema asta, vreau să trecem aduceam la punctele diverse. Da, eu n-am zis că nu, dar era bine ce a era. Da, era însă. Cred că toată lumea a sentimentului. Foarte bine, foarte bine. Noi am scris pe Facebook. Cum am specificat, punctul 16 se retrage, mai avem 3 puncte suplimentare. Acum vine colegii mei, mi-au încurcat. Văd unde găsesc cele 3 puncte suplimentare. Nu, doamna... Doamna mai împund aici. Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții sisteme de supraveghere video din Comuna Zemeș, privind alocarea sumelor din bugeturi de venituri și cheltuieli al Comunei pentru anul 2018, în vederea realizării de lucrări întreținere străzi și proiect de hotărâre privind utilizarea de sume din bugetul de venituri și cheltuieli în vederea realizării obiectivului construirii pod betonat strada Petrov. Cine este de acord cu ordinea de zi? Vă mulțumesc. Cine este de acord cu cele 3 puncte suplimentare? Vă mulțumesc. Înainte de a trece spre dezbatere, supunem spre aprobarea procesului verbal cu cele menționate mai sus, ceea ce a fost cerut de domnul consilier Munteanu în legătură cu doamna Ferraro Paraschiva, a fost rezolvată problema referitor la cele două plăci de rigizi de la găsite pe holul la blocul forajului au fost puse și au fost astupată gaura. Domnul consilier Diacon a solicitat ridicarea limitatorului de viteză la strada, pe strada principală în zona Petrosului, s-a ridicat acel limitator. Întrebarea mea este, domnul Diacon, când am făcut achiziție pentru limitatoare de viteză, cum a votat? A votat pentru achiziție, nu? Pentru achiziție, ei, da, domnul și consilier. Deci acum luăm bani, acum luăm bani, nu? Te bate în joc de banul public? Nu, a fost că a fost... Nu, dar așa, când aprobăm... Să vedem și ce efecte are, orice achiziții facem. Domnul consilier, a fost pusă discuția pe ideea că nu a fost cerut și acordul Consiliului Local pentru a amplasa acel limitator. Da, păi a fost ideea pusă și pentru viitor. Ce ar fi însemnând ca toți locuitorii să vină pe un tabel de 20-30 de persoane, de să punem limitator de viteză. Eu nu am fost de acord niciodată, că am avut 25 de ani, am fost drumul, aveam limitator de viteză din 5 metri, da. Nu? Și nu mergea așa. Acum, de exemplu, la Marion am văzut un limitator de viteză decât în Comuna Zemeș și la Lucăcești. Da, și a fost ridicat. Și acolo, da, și nu, da, e bine, nu. Acum, că avem, sunt copii la școală, sunt, dar poliția să facă treaba, fie ca și în celelalte comunii, da. Toată în România asta sunt elevi, sunt, trebuie să respectăm trecerea de pietoni și școli. Elevi, dimineața așa mai constrânge, mai bine. Adică sunt care stau cu paletuții. Eu mi-am spus bun, atunci, da. Da. După aia, doamna consilieră, cred că el a solicitat balastrul la umplutură pentru capela la Biserica Constantin și Elena, s-a rezolvat. Doamna consilieră Oț a solicitat arocamente în zona Bolătău, zona locuinței Eliseu, știți ceva? S-a rezolvat? Nu știu să vă spun. La una Erisie sau la rotilă aici? Să duc arocamentele de pe care s-au scos de pe DC, să duc în zona locuinței Eliseu. Unde lucrați astăzi dumneavoastră, când am trecut eu, un pic mai jos. Doamna consilieră, nu vreau să vă atrag atenția, aș cerut, trebuia să spun dacă s-a rezolvat sau nu. L-ați mai interesat? Da, aș cerut. La Elisei.
De la Șumă, da, la podul de acolo. Astăzi erați acolo și lucrați. Deci s-a rezolvat. Deci cine este de acord cu aprobarea procesului verbal la ședința anterioară? Vă mulțumim. Trecem la primul punct. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al Comunei Zemeș. În subordator de actualizare cărți cum și are și introducere în domeniul public a unor suprafeții care nu au fost băgate, de exemplu, bărâul Canuș. S-au intabulat, s-au finalizat cartea funciară și s-au introdus în domeniul public. La articolul 3 mai avem radierea unor poziții pentru că sau erau acumulate. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului iluminatului public din Comuna Zemeș, județul Bacău, cu SECE del Gaz Grid SA și cu SECE UMV Petrom. După cum știți și în discuțiile din ședințele anterioare, în vederea realizării sistemului de iluminare, trebuie aprobare de la OMV și de la Del Gaz Grid, deoarece stâlpii sunt buni și proprietari, pentru a ne permite amplasarea cablurilor și a lămpilor. Discuții la acest punct. Cine este? Statul comunal? Da. Discuția a mai fost în ședința anterioară, putem să răspundem din nou. Din câte discuțiile a fost toată strada principală, fără străzile adiacente. Nu, e vorba de 500 de lămpi. 500 de lămpi, care cuprinde toată strada. Și tot, privește 500 sunt... 530, da. Tot iluminat. Consider că la ora actuală sunt mai multe 500 de lămpi. Nu sunt mai multe, dar nu. Sunt și globuri, sunt altă. Deci, în teritoriul comunii, zi, strada principală, da, plus curițile adiacente. Și uliți, plus uliți, da. Să știi, da. Da. Să ajungem să reducem consumul de energie, pentru că este enorm, da. Și este partea principală în totul lunar. Deci, acest contract care se va încheia cu cele două societăți, va fi fără costuri. Vă mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, vă mulțumesc. Trecem la punctul 3, privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării obiectivului de investiții, sistem de supraveghere video în Comuna Zemeș, județul Bacău. Aici o să cuplăm, o să anexăm și un punct suplimentar în care aprobăm și indicatorii tehnico-economici pentru sistemul de supraveghere video. Aici pot să vă spun, sunt cuprinse 8 puncte de montare a camerelor de supraveghere. Punct control la intrarea în Comuna Zemeș, la strada Schele, blocul de locuințe sociale, parc Cerbu, parc Centru, grădinița Voinicelu, sediul primăriei Zemeș, școala Ion Creangă Bolătău. Aici, în discuțiile pe comisii, am discutat, doamna Oțu vine cu o propunere. Da, aș propune să suplimentăm acum camere de supraveghere pentru grădinița numărul 1 sus la Bolătău și dacă se poate și la școala la Petru. Și grădinița, școala de la Chirii și biserică. Acolo, dacă sunt deja locatarii care stau, chiar dacă am fost noi împotrivă, știi foarte bine, pentru că chiar au grijă, chiar au grijă. Da, dacă e, nu e problema. Proprietate personală, mici sunt sigur, la, și, da, și la Chilii, la școala la acolo și biserica, că e la un loc, dar prinde un sistem de supraveghere, una sau două. Deci, pe lângă cele 8 camere, ar mai fi necesară în achiziția încă 4. Încă în 3 puncte, nu știu mai la Pietrosul, la... Pietrosul și Chilii. Și Chilii, 3. Costurile sunt fundamentate doar pentru astea 8? Da, ce pot să vă spun, pentru cele 8 camere cu care intră, costul este de 90.000 de lei care intră, asta vreau căutam aici care să vă spun ce intră.
Intru un televizor, ce scrie în limba engleză, că n-am ajuns să studiez, cabluri, seturi, conecturi, sisteme, șufă, metalică, deci îți dați toată instalația. Care conexiunea va fi monitorizată în sediul poliției locale, în sediul primăriei? Deci ei se vor vedea toate imagine, vor fi captate, stocate și să nu avem evenimente în care putem le... Să mai prim, din ceea ce se da. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mă mulțumesc. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburant, costuri pentru abonamente, telefonie la nivelul UAT. Așa, după cum știți, în fiecare an aprobăm acele chestii. Nu sunt modificări, 200 de litri cota de motorină la Duster-ul primăriei, 200 de litri la... Doar deci, de da. 200 la poliția locală, serviciile pentru telefonie mobilă 1800 de lei, pentru telefonia fixă 200 de lei pe lună. Mai avem două articole care se modifică, articolul 3 și articolul 4, privind costurile pentru abonamentul de frecvență pentru stațiile motorole fixe. Așa cum am discutat și la bugetul local, deci încă noi nu am dat bani. Dar se avem în caz de o situație neplăcută și astea, totuși le avem. Deci în momentul când le folosim, anunțăm și... Și alte două. Abonamentul... Costurile abonamentului la conexiune de tip VPN. Da, este vorba de un program pe care suntem obligați să-l implementăm pentru evidența mașinilor. În colaborare cu... A mașinilor din registru. A primării. Mașinilor, mașinilor din Comuna Zemeș. Din Comuna Zemeș. Da, da. Da. Se lucrează online cu serviciul din matriculări. Trebuie să asigurăm să... Se va achiziționa un laptop special pentru asta și abonament la internet. Plus abonamentul la internet de la sistemul de supraveghere video. Deci una e de 900 de lei pe lună și una de 2300 de lei pe lună. Supravegherea unii va fi la, tot la poliția locală? La RAN? Nu, are de la... Supravegherea la care ați aprobat, una înainte. Da. Sediul poliției locale, da. Ea funcționează prin internet. Da, automat, faci. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? O mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării notei de fundamentare privind necesitate și oportunitate realizării obiectivului de investiții, proiectare, reparații, capitale, dușuri, lucruri sanitare, casă, scări, aferente bloc producție din Comuna Zemeș. Deci aici s-au mutat niște sume, de suma totală a rămas aceeași. Deci este numai o actualizare. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Punctul 6, punctul 7 și punctul 8 sunt legate toate de aceeași problemă. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazei notei conceptuale și tema de proiectare, vederea elaborării documentației economice, faze tale pentru obiectivul de investiții, modernizare, sistem de iluminat public în Comuna Zemeș. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice, etapa a doua a DALI pentru obiectivul de investiții, modernizare, sistem de iluminare public în Comuna Zemeș. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunea de dezvoltare cu destinația finanțării întocmirii etapei 2 DALI pentru obiectivul de investiții, modernizare, sistem de iluminare. Aici valoarea... Deci valoarea totală, sursa de finanțare a cheltuielilor este de 134.000 de lei cu destinație etapa a doua DALIE, care cuprinde expertiză tehnică, DALIE, studii TOPO, PAC, avize și acorduri, plus taxe.
da. De suprafața comunei, modernizarea? Da, pe asta am discutat mai înainte, care a fost în discuție, care cuprinde 500 de lămpi. Costurile sunt mari datorită studiului topo, pentru că se fac planuri parcelare cu toată comună. Pe unde, cu toată suprafața terenului unde sunt stâlpi. De asta e atât de mare sumă. Alte discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Trecem la punctul 9, care tot așa este legat de punctul 10 și punctul 11. Da. Și mergem și cu cel suplimentar pentru banii alocați de la guvern. Pentru banii alocați de la guvern în realizare de lucrări de întreținere, de construire pod. Deci banii alocați de la guvern este suma alocată 215 lei. 215.000 lei pentru construirea podului. 2.195.000, da, nu? Da, 2.195.000. Iar noi alocăm diferența de... Noi acum alocăm pentru... pentru banii 48.200 și eventualele diferențe, după ce se aprobă DALI-ul, o să fie supuse din nou aprobării Consiliului Local, dacă vor exista. DALI-ul a fost scos la licitație sau cum? Nu, DALI-ul se face prin încredințare. Am înțeles, da. Am întrebat, da. Nici o problemă. Da. Alte discuții, cine sunt de acord cu cele trei puncte care sunt legate unul de celelalte, împotrivă, se abține cineva, mulțumesc. Trecem la punctul 12, care este legat de punctul 13 și 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazei note conceptuale și temă de proiectare în vedere elaborării documentației economice, faza SF, pentru obiectivul de investiție amenajare zonă de agrement în comuna Zemeș. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice etapa a doua SF pentru obiectivul de investiție amenajare zonă de agrement în comuna Zemeș și proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării întocmirii etapa a doua SF pentru obiectivul de investiție amenajare zonă de agrement în comuna Zemeș, județul Bacău. Aici, ca sursă de finanțare din excedentul bugetar 2017, alocăm suma de 24.000 de lei cu destinația finanțării întocmirii etapa a doua SF pentru obiectivul de investiții. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Punctul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea ghidului solicitantului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Zemeș pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase. Așa, după cum știți, în fiecare an aprobăm un ghid al solicitantului. Modificările au intervenit față de anul trecut? Nu, s-a actualizat conform HG 907. Da. Și... sunt detaliați pașii întocmirii dosarului. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? O mulțumesc. Așa, după cum am spus la început, punctul 16 se retrage. Trecem la punctul 17. Proiect de hotărâre privind utilizarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2018 în vederea organizării sărbătorilor de iarnă. Așa, după cum am discutat și la ședința trecută, cum am alocat 15.000 lei pentru culte, în total... Da. S-au făcut niște mutări. Doamna secretară poate să ne explice mai bine, să nu greșesc. La buget și în luna iunie s-au aprobat bani pentru acordare finanțării rambursabile conform legii 350. Nu au mai fost timp
pentru toată procedura și sunt stabilit să fie acordat sprijinul financiar unităților de cult conform ordonanței 82, iar sumele pentru cultură să fie alocate prin hotărârii de Consiliu, urmând ca bugetul să fie aprobat ulterior pentru sărbători de iarnă, în momentul în care se vor ști exact ce facem. Și noi acum ce aprobăm? Acum aprobați utilizarea sumei de 300.000 de lei pentru sărbători de iarnă. Păi nu scrie aici, în convocare nu știam suma. Da, suma, pe asta vreau să vă spun, se aprobă utilizarea sumei de 300.000 de lei. Practic sunt tot banii care deja au fost aprobați. Au fost aprobați da. Consiliul local, da, dar s-a dus partea la cult și a rămas partea cealaltă. Rămân cei pentru ce da culti? Pentru culti și asta pentru la cultură. Da. Da. Alte întrebări? Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii asigurărilor facultative pentru locuințe din imobil bloc de locuințe sociale și de necesitate. Este vorba de cele 40 locuințe sociale din blocul de garsonieri în care trebuie să încheiem asigurări facultative. Valoarea pentru cele 40 locuințe, valoarea sumei, totala sumei este de 4.650 de lei. Celălalt blocul care le avem curaj, producția avem încheiată. Asta vreau să întreb. Asigurări, doamna secretară? Nu. Și aici apasă tot comunile, nu? Da. Am făcut recauri, am făcut. Da, domnul Berba, din câte știu eu, blocurile sunt construite în 1950 și nicio firmă nu vrea să facă asigurări pentru da. Sau dacă a făcut recaurile, de bine făcut recaurile. Nu contează. Acolo scrie anul construirii, nu scrie bunătățirea. Bun, dar mai sunt blocuri care sunt în chirie. Și nu scă în 1950. Ei, asta nu știu, eu spun despre foraj producții, că chiar o fă cu carne. Deci este un bloc, locuiți în blocul poștii, dar sunt în blocurile patrimoniului. Un document urtii a venit la o firmă de asigurări, în care nu ne face asigurări, dar e când din 1950. Da. Ștampilată parafată, așa cum vorbim, spune, dar să vină ceva la o firmă de asigurări. Bine, dar s-o acoperit, nu, zic și eu, pe nu știu cum am chinuit eu cu carnea, atunci n-am văzut nicio firmă, nici un bloc. Deci când am auzea anul de construcție 1950... Cum locuințele cu vechime mai mari, nu pot fi asta. E bine să săpăm în mai ales și aflăm motivul adevărat. Da, cel mai trebuie și vedem și ale toate blocurile primăriei. O revizie la ele. Nu s-au omis din discuții, dar... Și informatorii de un răspuns pe atingență. Nu pădăriți cu atingență. De cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. Trecem la punctul 19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuielile al Comunei Zemeș. Doamna contabilă, aveți cuvântul. Având în vedere legea bugetului de stat și având în vedere HG-ul 563 pe 2018, prin care s-au alocat sume de la fondul de intervenție și realizările conform contului de execuție, propunem rectificarea la partea de venituri cu suma de 272.000 de lei, din care 10.000 de lei la capitolul alte taxe pentru utilizarea bunurilor, 47.000 la alte venituri și 215.000 subvențiile pentru fondul de intervenție. Analizând referatele de necesitate și având în vedere proiectele de hotărâri care au fost propuse, la capitolul de cheltuieli propune la capitolul 61 Poliție Locală, cheltuieli de capital 90.000 lei, la capitolul 670250 avem la capitolul 20-30-30 30.000 de lei și asociații și fundații minus 30.000 de lei. La capitolul întreținere și parcuri, la capitolul investiții avem 24.000 de lei. La capitolul serviciu apă, pentru cheltuieli materiale avem reparații curente 5.000 de lei și alte bunuri și servicii 5.000 de lei.
la capitolul alte cheltuieli în domeniul locuințelor, la capitolul construcție avem o diminuare de 10.000 de lei și la alte cheltuieli 10.000 de lei în plus. La capitolul iluminat public, la alte cheltuieli, avem 134.000 lei. La capitolul transporturi, pe cheltuieli materiale avem 47.000 de lei, cheltuieli de capital 263.200, din care construcții pod 215 conform HG-ului 3583 și proiectare pod 48.200. Întrebarea mea, doamna contabilă, nu prea mult. Așa, deci am înțeles că rectificarea bugetară este și pozitiv și negativ. Aia cu minus sunt negative, nu se ia... Deci se diminuează de la capitolul construcții, de la bază, și se pune, de fapt, și de drept la dirigenție de șantier. Cu același, colegii mei, am înțeles de asta, v-am întrebat. Exact, dar este un proiect hotărât. Da. Alte întrebări? Alte discuții? Vă mulțumim, doamna contabilă. Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, vă mulțumesc. Punctul 20. Proiect de hotărâre privind reorganizarea activității aparatului de specialitate al primarului Comunei Zemiș și a serviciilor subordonate cu aprobarea statului de funcții și a organigramei. Se aprobă desființarea funcției publice de execuții vacante de auditor clasa 1, grad profesional superior din cadrul compartimentului audit public intern. Se aprobă înființarea funcției publice de execuție de inspector clasa 1, grad profesional principal în cadrul compartimentului administrare domeniu public și privat. Avem avizul favorabil al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în care sunt de acord cu desființarea și înființarea celorlalți post. Discuții la acest punct? Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Dați-mi, vă rog, punctul 21. Proiect de hotărâre privind organizarea protecției civile la nivelul Comunei Zemiș. Aici este prezentat de serviciul de situații de urgență, un raport de specialitate în care ne spune un scurt istoric al protecției civile, rolul și locul protecției civile în cadrul sistemului securității naționale, catalog privind clasificarea unităților administrative teritoriale din punct de vedere a protecției civile în funcție de tipurile de risc specific. Chiar aici am căutat să vedem noi în ce zonă ne încadrăm. Nu am găsit. Riscuri destule avem în Comuna Zemeș. Și ne mai dă sistemele de avertizare sonoră în care sunt aplasate pe obiectivele OMV Petrom, strada principală 329 și strada principală 191. Altceva nu văd să fie. Adică noi să avem grijă de noi. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Comunei Zemeș a plângerii prealabile formulate de RNP Rom Silva, Direcția Silvică Bacău, privind impozite și taxele locale aplicabile în anul 2018. Așa cum am vestit în ședința anterioară, deoarece plângerea prealabilă era invocată pe alt articol, acum domnul Rom Silva a revenit din nou. Noi mergem pe... Adică noi, propunerea mea este să respectăm hotărârea Consiliului Local al Comunei Zemeș 259 din 18.12.2017 privind stabilirea taxelor și impozite aplicabile în anul 2018. Deci, așa cum toți se achită de aceste obligații și Rom Silva consider că nu este un impediment, nu este o societate chiar așa, nu este profitabilă, mai face și o glumă, deci
Propunerea mea este de respingere a plângerii prealabile. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării numerelor administrative atribuite proprietății din intravilanul satului Zemeș din comuna Zemeș. Aici avem o cerere a domnului Hoțu Cristian Gicu, domiciliat în sat Bolotău, comuna Zemeș, care ne roagă atribuirea numărului la casă 136A, imobilă proprietate personală situat în satul Bolotău. Deci pe parcurs, știți, mai apar și erori, să mai omit. Numai cel care nu muncește nu greșește. Da. Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, mulțumesc. Trecem la ultimul punct, de fapt, suplimentar, cele două neacumulat, privind alocarea de sume din bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2018, în vederea realizării de lucrări de întreținere străzi. Aici este vorba despre utilizarea sumei de 64.000 de lei din bugetul anului 2008 pentru finanțarea lucrărilor, care în urma efectelor fenomenelor hidrometeorologice din luna iunie 2018, prin care s-au stabilit categorii și cantități de lucrări ce sunt necesare pentru curățarea aluviunilor și refacerea infrastructurii, reprofilarea sau scarificarea și aport de balast pe următoarele străzi. Strada Azilului, lungime 250 de metri, strada Bozian, lungime 250 de metri, strada Schitului, lungime 200 de metri, și scarificarea și reprofilarea pe următoarele străzi. Strada Ștefan cel Mare, lungime 200 de metri, strada Bradului, lungime 200 de metri. Deci valoarea lucrărilor este de 52.000 de lei, din care se adaugă 9.880 de lei TVA-ul. Deci total general 61.880. Pentru diriginte de șantier 1.500 de lei, la care se adaugă TVA-ul în valoare 285 de lei. După cum am spus, valoarea totală este de 64.000 de lei. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Ordinea de zi s-a încheiat, trecem la problemele curente. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul consilier Berța, domnul Munteanu, doamna Câncăială, doamna Hotu, domnul Ariș. Aveți cuvântul, domnul consilier. Da, am de adresat două întrebări, domnul viceprimar. Dacă s-a făcut achiziția instalației de culinare și dacă s-a și montat, și a doua întrebare, dacă în urma atâtor foi care au fost, dacă s-a deponut, deconatat și s-a igienizat barajul. Eu am fost acum vreo două săptămâni și era dezastru. Am fost pe acolo, am trecut instantaneu, nu am dus. Da. La prima întrebare. S-a achiziționat instalația, dar n-a susținut. Contractul este pe termen 30 de zile. Se află în termenul limit. Care s-a fac? Pentru baraj, am fost la fața locului chiar cu... Deci acum se coordonează, nu? Adică după ori graf? Da. După mi-a luat sapa de lucru. Da, bine, în fine. Da. Nu se defecta, deci așteptăm. Nu vine din țara paracolului. Iar pentru baraj am fost la fața lui domnul primar și chiar cu inspector de la listă. S-a făcut un proces de evaluare pe urma colmatării barajului. Într-adevăr, cam 3 sferturi colmată. Știe, o să așteptăm verdictul de la prefectură la guvern și o să fie ce soluție de ei, noi facem să le formatăm. Cât de tot? Pentru că știm că este. Da, da. Avem asta au întrebat cum urmă ar urmă la... Pe șase nu avea cum să nu... De ce? Dezastru. Am văzut dacă a fost acolo și gabionajul, gabionul ăla. Gabionul care era pe lângă acum, da. Orul primar pe acolo, la apa, da. Asta e sursa noastră de apă, știm toată. Știm, nu, dar trebuie să o întrețim, asta e, da, asta este. Ați văzut că am avut și ceva probleme în timpul perioadei când a plouat. Da, mi-a fost cu fiu, nu fost minori față de ce au fost. Față de altă comune, în altă parte. Da, e vorba despre sănătatea publică a comunei. Oricum punem bază pe asta. Da, da, mulțumesc. Domnul Munteanu. Ridic problema cu asociația de locatari. E necesar de a agrupa blocuri, să facem demersuri, să meargă în continuare asociația.
Deci, nu știu cum să zic mai bine ca să... Se poate derula niciun fel de program, acolo dacă nu avem asociația înființată, să funcționeze. Dar asociația, am înțeles că este înființată, nu funcționează. Dar nu funcționează. Da. Haideți să chemăm un pic pe președintele asociației la ședința următoare să ne dea explicație în ce stadiu este, în ce stadiu se află asociația. Noi putem obține bani. Câți membri are? Da. Păi aici este problema că am discutat și eu. Deci nimeni nu s-asumă, adică nu s-asumă. Spune pentru ce să cotizeze el la asociație suma de 5 lei pe lună, că ce aport îi aduce. Să nu intrăm mai în polemică. Și că vine la primărie că vreau așa pe ei să zic acoperișul. Da, discuțiile au fost și mi-asum ceea ce spus, au fost și în zona între vecinii noștri. Care vrem de toate, dar nu vrem să contribuim cu nimic. Bine să nu generalizați, că nu toată lumea. Sunt oameni care doresc să vină în asociație. Da. Noi facem de mers. Este undeva o ruptură. Trebuie să o sudăm. Să chemăm, să discutăm, să le dorește, nu... Probabil că au înțeles, alții mă gândesc că au înțeles, băi, 5 lei de membru. Nu, 5 lei de familie. E cotizația 5 lei de familie, care în 5 lei intră. Dacă e, intră hârtia, intră tușul la o imprimantă pentru adrese, nu cred. Problema este că Dan Munteanu și-o asumat pentru început fără niciun salariu. Deci vine, deci voluntar, ca... Cu toate cu mențiunea că nu prea are timp. Dar o zic, băi, o fac, încerc, măcar facem ceva în comun. Bine, așa vine statul. Exact. Da. Altă problemă e cu terenul din colonie. Facem demersul, domnule, în fiecare lună, în fiecare zi. Să obținem terenul la primărie. Pentru că drumul acela în colonie e dezastru, nu mă grup. Dacă nu fac, petrolul. Dacă nu putem să-l obținem. Eu mă lupt de 6 ani cu terenul ăla, tot degeaba. Păi, în fiecare lună, în fiecare zi merg pe rozelor. Dacă nu trebuie, trebuie ridicată problema. Ori ne-o dă, ori să te facă. O să găsim și o soluție care este ridicat. Da, s-a mai făcut. În toate felurile ce posibile, nu s-o rezolva nimic. Dar se va rezolva. Pentru rezolvare, să zic. Nu că nu se rezolvă. Înlovinde de tot, unde nu trebuie ceva. Altceva, domnul Costinez? Da, deocamdată. Vă mulțumim, doamna Cărcăială. La Pietrosu, acum ani și ani de zile, era Ciujmeaua, de la Valdibei, dacă mai spunea, pe stânga. Colțul acolo, oamenii au zis, nu s-ar putea, facem un proiect sau ceva, să o aducem înapoi. Trebuie, efectiv, conducta peste apă, peste Tazlău. În față deja este posta, adică unde vină scurgerea apa, postamentul, Troița, cum ar veni. Ce își mi-au numai este la pod, între și podul, în partea noastră la colțul podului, unde la brigadă. Nu. Eu zic de aia, că vazul aia veche, de la Beita la Vali pe stânga. Este, se vede și acum aia de ciment făcută pe ăsta. Na, oamenii acolo apă care au mașină, te duci. Nu știți acum toată lumea, te duci și atunci când apa potabilă, nu e. Să depistăm izvorul dacă e potabil. Izvorul, da, este, chiar zicea nea... Aici e problema. Da. Așa, sigur, poate lua analize de apă, state dacă... Doar înainte curgea și doar știți care... Da, dacă degeaba investim, dacă nu e potabilă. Ei, întâi trebuie luată sursa de apă, casa de apă, dacă mai este, trebuie curățată oriunde este. Uitați-vă din curte la dumneavoastră. Un pic mai sus. Să vedeți ce e acolo, oare e potabil la aia? Da, noi că am fost și eu, chiar am fost credeal. Am urcat până sus la releu, am urcat eu. De ce să... Da, chiar am urcat. Bine, urmă. Dar, era bun, pentru că sunt oameni care sunt mai în vârstă și n-au posibilitate, n-au mașină sau ceva, n-ai cu ce... să aduce apă de apă potabilă. Da, la masă este potabilă, la masă este potabilă. Da, da. Din condiționare potabilă. Da, da. Da, da. Da, da. Da, corect. Da, altceva? Eu, cine mi-a dat atunci? Da, dacă s-a... Adică întâi să vedem apa. Dacă este apa potabilă, faci un demers în continuare. Dacă asta e. Da, mulțumesc. Doamna Hoțu? Da, un problemă pe care am discutat-o și în ședințele anterioare referitoare la podurile care traversează Tazlăul Sărat spre strada Livezi și strada Primăverii. Știm că suntem într-un proces lung și anevoios pentru obținerea materialului. Dacă sunt și alte soluții pentru a obține material, pentru rezolvarea acestor poduri. Noi am încercat la prima solicitare.
să facem. Știți prin ce am trecut, știți ce am găsit, materialul stă și zace, nu putem folosi în momentul de față. Pentru că este subiectul unui discuții mai ampli. Imediat când terminăm, punem un plan. Asta o degradare. Aici, pe stradă, la Livezi, mai puțin. Noi, o perioadă, n-am întrebat mult făcuri, cât s-a făcut. Dar celălalt de sus e mult, mult mai... Acolo s-au mai... Propunerea mea a fost acolo ca să nu mai investim. Acum avea bani, prin tablă. Tablă și tablă striată. Și nu mai avem probleme. Da. Așa, știți, problemă nu mult aia în perioada care... ...acoperit cu material de nos. O să fie o problemă când schimbăm. Da, mă, să mă dați câteva grinzi, probabil. Da. Da. Și o altă problemă cu care o să ne confruntăm în viitor. Acum, în urma reparațiilor care au loc la drumul comunal, toate tuburile care au fost amplasate sunt un pic cam sus. Vom avea foarte, foarte multe locuințe inundate. Eu nu vă pot răspunde că nu sunt specialist în proiectare. Da, deci toate sunt foarte sus, plus ieșirile, știți, problemă. Același lucru, credeți-mă. Deci eram cu domnul Vaciucă și cu proiectantul, eram o mașină la mine. Mergeam la deal pentru... Și am spus așa, am șoptit, n-am răspit data. Spus, domnule, nu sunteți proiectant, o să vedeți că totul o să fie exact cum trebuie să fie. Și atunci, ce să zic? Vedem la finalitate. Vedem la finalitate. Da, o fi, sperăm să nu fie. Da, plus că sunt dintre ele amplasate, cum vorbeam și cu domnul Romeo. Tubul de acolo, de la grădinița 1, chiar nu i-am înțeles rostul, la fântână, la sufletul, la intrarea la spătăreni. Deci va fi nicolă, va fi șanță acolo, grădiniță. Așa este proiectul. Păi și de unde vine acolo, domnul Vicipion? Domnule, n-am făcut proiectul. Știu, păi acolo e taslăul care nu vine apă, treci prin fața grădiniței. I-au avut, am studiat terenul. Probabil că au gândit-o că va curge apă la vale la dealul ăla. Sau la intrarea spătăreni. La spătăreni, acolo este căile de acces. Una e linia de apă și una e în curbă. Și pentru spătăreni. Poți mai monta dar nu știu. Pentru partea cealaltă va fi o rigolă carosabilă. A, pune rigolă carosabilă. Păi asta e, deci... Așteptați să vedeți proiectul. Ce vă vorbim? Noi am vrut să stăm, adică noi, cetățenii de acolo, din zonă, să stea de vorbă cu locatarii. Dar nu prea s-a putut discuta cu domnul. Probabil dacă ar fi explicat, oamenii ar fi înțeles. Executantul n-are timp de stat la discuții pentru că este foarte mult de lucru. Uitați-vă că se lucrează, nu se stă. Clar, clar. Dar proiectantul... Răspunde de lucrare, va răspunde de lucrare. Nu va pleca când nu se stă. Am înțeles. Mulțumesc. Domnul Areș. Eu am vrea să ridic o problemă și de proastă am prezentat și un referat de necesitate. Viitor situația râului Dazlău la zona podului 901. A rupt cel puțin 6 metri din cnus grădinile. Oamenii nu cred că are nimeni acte pe pământurile alea acolo. Dar nu mă refer la aspectul ăsta, mă refer că poziția în care vine Dazlău și curge acum, curge exact spre podul care e avariat deja. E luat cimentul de pe el, se vede piatra de dedesubt. E adunat acolo un norman de lemne și de crengi și de... M-am dus și m-am uitat special și ieri, stând acolo și uitându-mă, s-a prăbucit malul iarăși și un pom a căzut în albia Dazlăului cu fructe cu tot, un fruct. Dacă nu se urgentează decolmatarea din partea dreaptă, în sensul de venit spre Zemeș, Sălci, Iov, ci acolo tot, să se dea drumul la Albi, să lărgească, ea acolo, v-am spus, v-am mai explicat, ea vine ca are un efect de piston. Dacă ea nu are spațiu să se întindă, să se domolească din viteză, am văzut consecințele care sunt. O altă problemă, o fi afectat podul, ca să nu știu dacă nu știu. Vă rog așa. Sigur, da. Sigur. Vă rog să-l amintiți, în 2016, da. Când am dat voie domnului Budac să taie... Știu la ce vă referiți, da. Domnul Prefect. Amintiți-vă de vecinii vis-a-vis că au spus nu, că ne ia bic. Să vă spun eu care e aspectul. Nu ăsta e aspectul. Ei de ani de zile, dar de ce n-a crescut rogul mășlamin în față, Salcii și Iovă.
acolo s-a depozitat și s-a curs gunoi în continuu, cu roabele au cărat acolo, că nu se vede. Da, noi nu trebuie să privim, adică nici noi, Consiliul Local, nici proprietarul, adică să ne fie teamă, noi trebuie să ne înțelegem și să cădem de comun acord. Deci propunerile astea care sunt puse, este foarte... Și ducem dacă ducem de acolo, vă spun eu, aveți cuvântul meu de onoare, dacă Albea Tazlăului va dăuna la pod. Deoarece el se mărește suprafața de curgere, automat își mărește și își micșorează și viteza și nu mai are forța de a lovi ca un berbec din ăla. Tot Tazlăul, domnul vice, dar acolo vă spun eu situație, eu zic că e problema, e mult mai ușor de a preveni decât a construi. Există un proces verbal. Toată lungimea ta. Știu că am înțeles că s-a făcut niște, s-a aprobat niște îndiguiri, da. Dar aș vrea ca ăsta să fie cam prioritar. Păi da, e care de acces care face legătura. Tot trebuie, domnule. Propunerea mea este tot Tazlăul, deci începând de la Bolător până la Petros, e afectat în N locuri. Da. Ar trebui făcute o comisie, fotografii la fiecare loc, să faci mai o adresă, iar la altui români, în ce stadiu se află proiectul care a fost demarat pentru apărare, da, apărare de maluri și cascade în alea de rupere de ritm a apelor. Da, apii. Poate așa urgentează și ei proiectul. Uitați-vă un pic la stația de epurare, să vedeți ce a spus. Deci să facem, da. Gaurea, o știți. Da, știm, da. Ia. Deci hai să facem acum, nu alocăm bani după ce să cântăm în catastrofă. Hai să alocăm anul ăsta jumătate din sumă sau un sfert. Facem cât putem, cât se poate, că nimeni. Dar tot spune, luăm din buget. Domnul vice, aș avea o rugăminte. Tot lucrează acum în zona Canușului, la Ciușmea-Vaia, că am fost pe acolo astăzi la băieți, m-am uitat. Cum m-a văzut oamenii atăbărât pe mine, trebuie neapărat două bascule de balastru duse către zona sus, către ăsta, către grosul, grosul sus acolo. Oamenii vin cu cizmii la... Vine apa mare, ce facem? Aducem iar și lucrăm aici în curul știți? Nu, ori să-l curățăm ceva, domne, trebuie făcut ceva, musai. De la Canuș. Nu poate oamenii își fie să labă. Vin cu ce poate labă. Vă râul Canuș. Oamenii fac ceva acolo? Va intra... Au făcut ceva? Da, da, oamenii, da. Oamenii, ce-au făcut? Au săpat digul la... Nu! Nu spune nimic. Când a inundat, când a fost apa mare, au ieșit, uitau și m-au sunat pe mine. Vine că m-a inundat. Au venit, a ieșit Adrian Baciu și el cu sapă, cu ce a putut, a mai drenat și a plecat. După aceea am trimis noi și am depărat. Deci, nu este mâl de acolo și de asta. Deci nu s-o curățat mă, nu zeau de mâl. Domnul Berța, eu am fost acolo. Da, rău a fost curățat. E curățat în zona, începând de la Zota, la Vale, coace, dar n-ai ce face, n-ai un tip băga. Că dacă au venit toți cu gardurile până în marginea pârâului, eu le-am spus, domnule, am încercat să le explic românești. Măi, fraților, pentru o palmă de pământ, v-ați făcut singur, v-ați bătut singur cu ei în cap. Asta-i treaba. Deci pârâul va intra într-o procedură de reabilitare. Debea să-i întabulat acolo. Deci debea să-i întabulat. Stai, doamna, secretarii care au fost... Ăla nu se mai pot punta gard. Momentan, acum, eu zic că ar trebui verificat o leagă, mergem acolo la fața locului, să vedem că nici oamenii nu poate să vină chiar ca cum vin pe front la apă. Eu am înțeles, domnul consilier, cum ați întrebat dacă au făcut ceva, dacă se lucrează la Ciușmea. Se lucrează la Ciușmea, au făcut acolo. Nu. Eu mă referim la calea de acces. Dacă și oamenii au ieșit să curță, să sapă ceva de acolo, șați, mă supă dacă îl dură. Stau exact cum stau și mai vreau să ridic problema de la Modrezov, de la blocul ăsta din Calsonie. Pur și simplu, domne, am discutat, stăteau la geam și le-am spus, domne, de cât ai sta și te uita așa de frumos, privești strada, ce nu ieși cu o săpușoară să intri în grădinuța aici în față, că e localitate, e pământul dumneavoastră, sunteți proprietari acolo. Ați văzut câteți bălării de mari? Vă dau cuvântul meu dacă se vede troița. Să le pun și un strand de flori la spate. Dar nu, dar trebuie și privit. Eu de ce spate? Bine, nu în formă de glumă. Da, eu nu mă refer la aspectul ăsta. Și domne, dar barem cei care sunt, locuiesc la stradă, care stau, are vedere la stradă, domne, păi dai, domne, scoborăm. Și-s locuiți cumpărate, nu sunt. Directorul comunii, la diferite puncte, la magazine, la grutărie, la ce mai sunt acolo, afișat, niște afișe, montate astăzi. Da, s-au pus. Vă rog, citiți-vă la presă. Și poate le citești și ceilalți, care într-adevăr trebuie să facă treaba. Astăzi am văzut. Dar nu rămân, m-am citit-o. Da, nu, nu. Dar astăzi am văzut, nu cred că a citit afișul deja, că omul dădea cu coasă. Și frumos.
Bine, da. Da, e cine nu poate și în vârstă, îl ajutăm. Da, hai să stea tineri. Dar sunt domne acolo, dar cum dracu de au timp, dacă a ajuns să se cocoață pe gardul ăla de la Troiță, stâlpul ăla pătrat așa, s-a cocoțat acolo, mă uitam la el, m-a dus eu pâine, vă dau cuvântul meu de mare, nu putea să bei paharul cu mâna dreaptă. Ridica și în stânga de aici ca să ducă pică la bani. Și tineri, domnule, tineri, stau acolo pe scările alea împărțite, dar nu iese unul să dea burelele din fața blocului lui. În loc să pună un rând de flori frumos acolo, strat de flori, să aibă aspect, pur și simplu bănările mai mari ca mine. Eu atât am avut de spus, dar vă rog foarte mult, poate reușesc să facem ceva. Vă va spune de palatul ăla să le frunze. Cât de cât o să le facem drum acolo. Și în România să le facem. Să le facem. Una mică. Una mică. Și aia mică care era acolo, dacă poți să pune câteva roabe în ea și duce acolo și le descarcă. Oricum, poate să fie numai. Alte discuții mai sunt? Vă mulțumesc. Declarăm ședința închisă. Vă mulțumim. O zi bună. Vaca de punii. Да, 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 да,